Vă salut! Astăzi suntem în 6 iulie. Toți apicultorii au plecat la floarea soarelui. La floarea soarelui mai mă sună și pe mine unul altul, mai dă mesaj, eu uite, am avut 5 kg, 6 kg. Bravo, mă felicit! Hai să parchez eu aici. Eu dacă n-am reușit să scot mierea de tei, pentru că e crudă, deci n-a căpăcit nicio celulă. Nu vrea să o căpăcească, nu. Zic, bă, să mă duc la floarea soarelui și încep acolo, și bagă 5 kg, strâng și mierea de tei. Nici nu pot să o scot, lasă-mă, zic, mi-aduc la mine la livadă. O să vedeți filmare. A, v-am spus eu că la livadă am stupă la zis, canadian, cum i-am zis eu, care e făcut de mine puternic, că deja m-a corectat cineva că ce regina ai tu, mă, că nu se poate așa ceva. E făcut de mine puternic, da? El era normal în 10-15 rame câte are acolo tu. Dar eu l-am ajutat cu puiet, l-am pregătit de cules, mai scurt așa. Bun, și l-am făcut în 30-40 de rame de albin. 4 corpuri pline de albin. Pline de albin, l-am desfăcut și l-ați văzut. E, haideți să vedeți ce am făcut. Greșeală, am greșit-o. Hai să vă zic. De câteva zile bagă 5 kg jumate, 6 kg. A băgat și 6 kg jumate. Iar ieri a fost 6 kg 700 parcă. Acum voi ce ați făcut în locul meu? Ziceți voi. Mă, când am văzut așa, zic, mă, într-adevăr e puternic. Am o floarea soarelui pe la 2-3 km distanță. Am dus acolo, băi, în Florita, de acolo cred că adună. Zic, hai că îi aduc la mine la livada cu alea pe ăștia, camionul, da? L-am adus deja, o să vedeți diseară filmarea că l-am adus. Zic că l-aduc la livadă, că dacă stupul ăla canadian puternic bagă 6 kg jumate cât bagă acolo, o băga și ăștia după camion 2 kg jumate. Și e bine, zic. Asta e, alții se duc la 5 kg la floarea soarelui, eu stau la 2 kg jumate. Zic, dar stă în curtea mea. Am gândit bine. Ziceți voi acum. Păi ce credeți? Am adus tu. Că știți că cu filmulețele sunt mai în urmă, dar asta a avut până astăzi. Am adus tu pe acolo. I-am ținut 3 zile. Adică a treia zi. Un stup de-abia bagă până într-un kg, 8-900 de grame, cam 2 pe cântar. Ălaltul de-abia bagă 1 kg și ceva așa. Atât. Deci canadianul bagă 6 kg jumate și ăștia după cântare, care sunt tub bun, mă, au 15-16 rame de albine acolo, tot mai are. La mă, da, dar vorbesc. Adică să vorbim în albine, 10 rame de albine cât vine? 10.000 de albine? 12.000, 13.000, 15.000 de albine, tot or fi acolo. Canadianul are 80.000 de albine, eu știu, 90.000. Și am adus de 3 zile și de-abia bagă un kil cu greu. Cu greu bagă un kil. Deci m-a dus în eroare rău de tot canadianul. Acum vă spun clar, deci eu am zis, bă, bagă la 6 kg jumate. O băga și asta măcar 2, 2 jumate, așa mă gândeam eu. Nu, tata, deci știți ce se înțelege de aici? Un băiat este să înțelege. Stupul puternic se duce, frate, cred că și la 5 km, cred că asta înseamnă ce scrie în cărți. Când familia e foarte puternică, cum am făcut-o eu pe aia, canadianul meu, cred că se duce și mai departe, deci nu neapărat la floarea soarelui acoare la 2 km sau cât o fi până acolo. Cred că se duce și la 5 km, nu știu unde se duce, de uite, adună miere, frate. Și am făcut prostia și am adus tupii la vadă și de-abia bagă un kil. Toți acum se laudă cu cântare de 5 kg și la mine bagă un kil. Mierea nu pot să o scot, m-am scos ramă, m-am uitat, ce să scot? E crudă, e subțire, nu vrea să o căpăcească. Le-am lăsat și aerisire sus, am lăsat fereastra deschisă. M-am uitat la ele, ventilează toată seara, toată noaptea. Mierea e crudă, nu se poate scoate. Adică, n-am pus pe refractometru, dar am luat așa cu alta și curge așa subțire. Asta e. Asta e situația. Și acum știu ce fac. Cred că o să-i duc mai sus la deal. Vreau mai sus, la munte. Îi duc în munți să adune după acolo tei, că văd că merge tei. Adică am informații că merge și pe la deal tei, mai sus. Are să bage numai tei.
Dacă noi facem la miere de tei pe stup, i-am aproape plin, 15-20 de kg pe stup este. Nu știu, e greu camionul, deci l-am simțit că l-am condus, e greu, m-am uitat pe încaturi, mai am niște filmulețe de pus, este miere în stup, dar nu e capacitate. Asta e informația de azi, dacă v-a fost de folos, lăsați un comentariu. Sănătate și numai bine!